Bună tuturor, eu sunt Andreea, cel mai probabil mă știți de pe social media sub numele de Laura Quest, Laura Prăjitura, Laura din Moldova sau alte apelative. Am 24 de ani și mă ocup cu crearea de conținut în special pentru adulți. Activez pe platformele OnlyFans, pe Pornhub, sunt și model de VR și evident social media. Fac acest videoclip deoarece simt că oamenii nu mă cunosc destul de bine și vreau să aduc puțină lumină societății în privința persoanei mele, care este diferită de cea care s-a creat până acum prin intermediul social media. Am început să activez în acest domeniu acum 3 ani. Iar totul a început într-o seară când stăteam pe balcon cu iubitul meu și el a văzut ceva, o știre, în fine, aflase despre OnlyFans și mi-a propus să încercăm. Eu am fost de acord și la scurt timp ne-am făcut planurile și ne-am apucat de treabă. La început nu vreau să-mi arăt fața, nu vreau să fac nud, cel mult lejerie și cu siguranță nu vroiam să știe lumea, nu vroiam să fiu populară. Clar nu aspiram la stadiul în care sunt acum și nici nu mi-l doream. Dar toate lucrurile astea s-au întâmplat pe parcurs, m-au luat prin surprindere și pot să spun că sunt împăcată și mă bucur că am ajuns până aici. Înainte să creez conținut pentru adulți, eram masioză la un salon de masaj erotic legal. Asta înseamnă că nu făceam prostii, făceam pur și simplu un masaj care se termina cu un happy ending făcut cu mâna, poate nici măcar atât. La început făceam în paralel și masaj și OnlyFans și tot ce ține de online. Le-am combinat o perioadă, apoi am început ușor să reduc din orele care le petreceam la salon ca să mă pot ocupa mai mult de partea de OnlyFans și tot ce vine la pachet. Iar într-un final am decis să nu mă mai duc la salon și să continui doar pe online. Acum despre viața mea de zi cu zi și rutina mea zilnică, pe care nu pot spune neapărat că o am, nu am o rutină zilnică, viața mea nu este neapărat în ordine. Eu, în general, nu sunt o persoană foarte ordonată, sunt destul de împărăștiată și se reflectă bine și în programul de muncă. Am o viață obișnuită ca oricine altcineva. În afară de crearea de conținut, îmi place foarte mult să merg la sală. Nu există nicio seară în care să pun capul pe pernă fără să-mi fac rutina mea de skincare. Nu pot să adorm dacă știu că fața mea nu este spălată și dată cu 7000 de creme și seruri. De asemenea, sunt și o mare iubitoare de animăluțe. Dețin 4 animale de companie, 2 pisici, un cățel și un papagal. Deci la mine în casă este circ în fiecare zi. Cred că intrarea mea în domeniul adult a fost o transformare pentru mine din foarte multe puncte de vedere, pentru că m-am lovit de situații de care nu m-am lovit înainte și toate aceste situații m-au făcut să mă schimb, să evoluez ca om, să mă maturizez, să învăț să mă iubesc pe mine mai mult, să am mai multă încredere în mine, pentru că în ciuda aparențelor sunt o persoană destul de timidă și introvertită. Înainte eram și mai și. Pot spune că intrarea mea în domeniul adult m-a ajutat foarte mult pe această parte. Nu mai sunt atât de speriată de orice vietate. Și de asemenea m-a făcut să mă confrunt foarte mult și cu hate-ul, care la început m-a demoralizat foarte mult, m-a lovit puternic, nu mă așteptam ca oamenii din jurul meu să fie atât de răi. Îmi plăcea să cred că fiecare om este bun și are ceva bun de spus, dar am fost profund dezamăgită să aflu că marea majoritate a oamenilor sunt răi și aleg să-și verse frustrările pe tine, deși nu te cunosc și nu au absolut nicio treabă cu tine, dar pur și simplu s-a întâmplat să fie acolo și au zis, no, hai să stric și ție ziua, că a mea deja este stricată. Iar acest lucru cred că este un aspect negativ al acestui domeniu, hate-ul și faptul că oamenii consideră că domeniul adult nu este o
carieră sau un job. Și cred că acest hate se datorează în continuare faptului că oamenii mă cunosc superficial, nu mă cunosc în profunzime și de aceea am luat și această decizie de a face acest tip de videoclipuri, pentru ca lumea să mă cunoască mai în profunzime și să demontez aceste mituri. Și vorbind despre mituri, vreau să clarific unele dintre ele. Numărul 1 este faptul că mă culc cu mulți bărbați sau că am avut mulți parteneri, dar realitatea este total invers. Am doar 6 parteneri sexuali, dintre care doar cu unul am făcut mai mult. De asemenea, am primit foarte multe întrebări dacă îmi doresc alți parteneri în filmele mele, minim 5 mesaje pe zi cu întrebări de genul, și răspunsul este nu. Nu îmi doresc alți parteneri în filmele mele, așa că nu mai îmi dați mesaje, că chiar nu are rost. De asemenea, se mai vehiculează că sunt nimfomană. Dragii mei, sunt o fată normală ca oricare alta. Se întâmplă să nu am chef și cu siguranță nu fac sex toată ziua. Este foarte greșit să credeți asta, pentru că și noi, creatoare de conținut pentru adulți, suntem oameni și nu stăm toată ziua cu dânsa în trânsa. Sunt momente când mi-am filmat conținutul pentru o săptămână și nu mai vreau nimic până în săptămâna viitoare când trebuie să filmez, pentru că sunt om și este normal să nu vreau. Deci nu sunt nimfomană și cel mai probabil nici o altă femeie care face conținut pentru adult nu este nimfomană. Suntem femei normale. Vreau să precizez că TikTok-urile mele nu mă reprezintă în totalitate. TikTok-ul este doar un rol. Încerc să interpretez o femeie cât mai atractivă din punct de vedere sexual pentru bărbați. De multe ori sunt o femeie deșteaptă care face pe proasta, pentru că, ce să vezi, asta promovează algoritmul. Am încercat cu educație, am încercat cu legea atracției și alte lucruri de genul și evident nu au avut succes, pentru că în prezent nu le mai practic. Vlogurile și interviurile de pe Laura Prăjitura mă reprezintă cel mai bine și de aceea m-am axat să fac asta, pentru că nu trebuie să joc un rol, trebuie pur și simplu să fiu eu și să fac ce-mi place și să spun ce-mi place și așa mai departe. De asemenea, se vehiculează că se fac foarte mulți bani în acest domeniu, dar realitatea este alta, iar sumele care se spun de alte modele nu sunt neapărat reale. Este foarte mult hype și informația este falsă. Da, se fac bani, doar că trebuie să și muncești pentru acei bani, nu vin degeaba, gata, ai pus o poză și mi-au venit banii. Nu funcționează așa, este foarte multă muncă în spate și să ajungi la sumele care se vehiculează în social media este o muncă colosală și probabil peste putere omenești. Recent am dispărut de pe Pornhub și am luat această decizie din cauza hate-ului pe care am început să îl primesc. Mi s-a părut urât faptul că aceleași persoane care noaptea își aduc plăcere uitându-se la mine, a doua zi vin și mă înjură și mă jignesc pe Instagram, TikTok și așa mai departe. Așa că am luat decizia să scot aceste videoclipuri. Aceasta nu-i povestea completă și voi face un alt videoclip dedicat acestui subiect. Am ales acest domeniu deoarece mi se pare un domeniu care este în plină dezvoltare, atât la noi în țară, cât peste tot globul, și cred că dacă te urci la timp în tren și îți dai interesul, poți ajunge foarte departe în viitorul apropiat. Viața de actriță este una foarte intensă, mai ales în zilele în care sunt filmările propriu zise. Este o meserie dificilă, uneori poate chiar obositoare, dar de asemenea aduce și multe bucurii, multe conexiuni. E o viață plăcută și frumoasă. Cred că mie mi se potrivește foarte bine, dar nu încurajez, nu sfătuiesc și alte persoane să se apuce de acest domeniu datorită mie. Încurajez
toți actorii și toate persoanele care fac conținut adult, dar nu sunt aici ca să influențez pe nimeni să intre în această industrie. Demnitatea unei persoane nu este determinată de ocupația sa, ci de modul în care acea persoană se comportă, tratează pe ceilalți și își respectă propriile valori și principii. Fiecare persoană are dreptul să aleagă ce carieră dorește să urmeze, iar munca în industria adult este o alegere legitimă pentru toți oamenii. Există multe motive pentru care cineva ar putea să aleagă să lucreze în această industrie, inclusiv independența financiară, dorința de a-și exprima sexualitatea sau de a deține controlul asupra propriei imagini și corpului său. În plus, în multe cazuri, persoanele care lucrează în această industrie sunt creativi, antreprenori și își construiesc afaceri de succes. Este important să respectăm alegerile fiecărei persoane și să nu judecăm demnitatea cuiva pe baza unor prejudecăți sau stigmate sociale. Fiecare are dreptul la respect și la autodeterminare. Nu sunt escortă, fac sex doar cu iubitul meu, deci fac ceea ce face orice fată, diferența fiind că mai fac și bani din asta filmând. Și al doilea lucru, nu am daddy issues, părinții mei sunt încă împreună, am o familie perfect normală. Prin acest videoclip sper ca oamenii să ajungă să mă cunoască mai bine și mai în profunzime și să spargem barierele rolului creat pe social media. Printre toți oamenii care îmi dau cu hate, știu că sunt oameni care mă susțin și le place ceea ce fac și pe această cale aș vrea să le mulțumesc pentru toată susținerea pe care mi-au acordat-o de-a lungul timpului. Am persoane care mă urmăresc încă de la primele videoclipuri de pe TikTok și le sunt foarte recunoscătoare. Și de asemenea, dacă aveți întrebări, curiozități, le puteți lăsa în comentarii, eu am să vă răspund. Am creat un grup de Telegram pentru creatorii de conținut pentru adulți. Deci, dacă ești creator de conținut pentru adulți și ai un cont verificat de OnlyFans sau Pornhub și îți dorești să faci parte din această comunitate, îmi poți lăsa un mesaj pe Instagram și îți dau acolo toate detaliile. Vă mulțumesc pentru vizionare și ne vedem data viitoare!